Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit, primarii, la ora bilanțului, așa vom denumi o serie de emisiuni pe care o începem acum și pe care o vom derula până în vara acestui an. Îi vom invita pe rând pe toți primarii, dar astăzi facem o trecere în revistă, nu cu ei, pentru că primarii, doamnelor și domnilor, au tendința să înfrumusețeze adevărul. Vorbim cu doi jurnaliști de investigație din Constanța, o specie rară pe cale de dispariție aceasta a ziariștilor de investigație, și ne oprim asupra municipiului Constanța. Îi adresăm pe această cale primarului Decebal Făgădău o invitație în emisiune pentru a vorbi despre cei doi ani de mandat. Vă prezint invitații mei, vorbim despre ce s-a întâmplat în acești doi ani în municipiul Constanța, despre problemele orașului Constanța. Vă întrebăm dacă vă place sau nu orașul. Bun, o precizare de la început. Voi încerca să fiu în această emisiune avocatul diavolului, să spun că să încerc să găsesc lucrurile bune din Constanța, lucrurile frumoase și bune pe care le-a făcut Decebal Făgădău, să nu mă jurați dacă mă vedeți pe stradă. Invitații mei de astăzi sunt, începând din dreapta, Adrian Cârlescu de la Ordinea.ro și Dorian Hapurnea de la Constanța.ro. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Bun! Începem cu începutul. Adrian, cum ți se pare Constanța după 2 ani? Și fac o precizare și promit că tac. Acum 2 ani de zile, într-o conferință de presă, înainte de alegerile locale, spunea Decebal Făgădău că orașul Constanța arată undeva de nota 8-9, iar de 8-9 din punct de vedere estetic și funcțional. Cum ți se pare Constanța după 2 ani de mandat? Foarte aglomerată. Ai ajuns cu un minut greu, înainte de începerea emisiunii, da? Am ajuns la emisiune. Sunt mari probleme de trafic în Constanța. Nu e un lucru necunoscut nimănui. Cu toții pierdem minute în șir, jumătăți de oră prin traficul din Constanța, la sensuri giratorii amplasate în marile intersecții, unde chiar nu ar avea niciun sens să existe sensuri giratorii. Mă refer la zona podului de la Butelii. Știți foarte bine că acolo s-a strangulat pur și simplu circulația, pentru că se lucrează la pod de mai bine de un an. Și se creează ambuteiaje. Sunt oameni care circulă din toate direcțiile către toate direcțiile. În mod cert, semaforul care deservea înainte zona era mult mai util decât actualul sens giratoriu. Și problemele sunt și în alte zone din oraș, pe Bulevardul Lăpușneanu, care este o arteră importantă de circulație a Constanței. Te așteptai să ai un trafic fluid de la gară până la satul de vacanță. Dar iată că în zona intersecției cu strada Nicolae Iorga avem un sens giratoriu. În fiecare dimineață, dacă ne ducem copiii la școală, stăm acolo 20-30 de minute. Sunt accidente care se petrec. Noi, presa, avem foarte mult de lucru, avem foarte mult de scris în legătură cu accidentele. Avem accidente multe în Constanța. Ori, de fapt, ar trebui să vedem că în spatele acestor accidente sunt probleme de trafic, de proastă gestiune a traficului pe care nu le soluționează. Am înțeles. A spus că sunt avocatul diavolului și o să spun așa. Accidentele sunt, într-adevăr, dar sunt tamponări mai mult, nu sunt grave. Și doi, este aglomerat, dar acesta este un semn de bunăstare economică. Lumea are bani să-și cumpere mașini, trăim într-un oraș bogat, ne cumpărăm mașini. Nu este un merit al primăriei. Așa e și în Japonia. Nu este un merit al primăriei, este un merit al societății. Dacă noi, oamenii de rând, am știut să ne creăm oportunități, are ceva să ne dezvoltăm, să câștigăm mai mulți bani, e meritul nostru și doar al nostru, nu al primăriei. Ori primăria câștigă mai mulți bani din această bunăstare a locuitorilor, nefăcând ce ar trebui să facă pentru oraș. Asta e problema. Bun. Să le luăm pe rând. Ați început cu o poveste. Cristi, Adrian, că ne cunoaște de mult, da? Domnul Hagi, ați început cu o poveste. Ați întrebat în acea conferință de presă chiar dumneavoastră ce notă dă primarul orașului. V-a răspuns 8-9. Un an mai târziu v-am luat-o eu înainte și am pus aceeași întrebare. Trecuse deja un an de mandat și primarul a spus: nu vreau să fac niciun fel de evaluare, voi vedea la vot. Deci deja doar după un an de zile nu mai avea ce să spună, pentru că lucrurile deveniseră evidente. Unde să crească orașul? Revenind la ideea dumneavoastră, orașul Constanța poate că este un oraș cu oameni bogați, dar arată ca un oraș cu oameni bogați? Păi nu știu. Doar faptul că sunt multe mașini ne spune că e un oraș bogat? Eu am spus că sunt avocatul diavolului, dar dacă sunt multe mașini, da. Haideți să o facem cu un oraș solid. Hai să vedem de ce n-ar fi un oraș bogat. Pentru că banii din bugetul local care ar trebui să contribuie la bunăstarea orașului nu se duc în oraș. Dar unde se duc? Asta trebuie întrebat primarul. Se duc în pomeni,
asta e clar, în mai puțin, pachete, în acțiuni mai sociale. Nu se mai duc în pachete, primăria nu mai dă pachete de ani de zile. Se duc în acțiuni sociale pentru că oamenii au nevoie. Se duc, de exemplu, dacă îmi dați voie, se duc în excursii. Se duc în cursuri de formare, așa zisă formare profesională, la instituții de răsunet, precum, nu știu ce, hotel cu spa din Bucovina. Se duc funcționarii acolo. Și păi da, dacă ne uităm pe lista de achiziții directe. Funcționari Cristian, bine ne uităm pe lista de achiziții directe a primăriei Constanța. Achiziții directe. Da. Primăria Constanța face achiziții directe în același volum ca o primărie de comună. Sunt 8, sunt 10, sunt 14 achiziții pe lună. Atât cumpără oamenii ăștia. Ce cumpără în volumul cel mai mare? Cursuri de instruire profesională pentru angajați, care de fapt e trimit în concedii mascate la munte. Nu știu, asta e problema. Așa. Oamenii se instruiesc. Revenim. Bun, e bine să se instruiască, dar trebuie să mai faci și altceva. Nu poți într-un oraș vorbim atât de și mare să ai 8 achiziții directe pe într-o lună. Revenim la domnul Hapurea, cu colegul meu spune că mai puțin în acțiuni sociale, dar cred că uităm că se construiesc 10 blocuri în continuarea programului Anaconda. Și e rău asta? Asta e mai puțin. E foarte rău. Cum adică dacă e rău? Facem ghetouri din Radu banii Mazăre orașului. Ne-a dus acum... Parcă scuza, vorbeam de un oraș bogat. Radu Mazăre ne-a dus acum mulți ani de zile, când a început Hericoada, într-o conferință de presă pe la diferite cazuri sociale. Erau acolo oameni, nu contează de ce etnie, dar erau români, de exemplu. Ei erau și de alte etnii, care locuiau în garaje pentru care plăteau 500 de lei. O doamnă spunea că îi intră gândacii noaptea în urechi. Da, și plătea 500 de lei pentru asta. Răspund? Bun, da, e normal ca oamenii aceștia să stea undeva. Sigur, în Anglia, atunci când un antreprenor construiește un bloc, unul dintre apartamente revine de drept primăriei, care îl dă unui caz social, pentru a integra acel caz social într-o lume civilizată, nu pentru a-l duce într-un ghetou și a-l face de râs. Nu știu dacă e chiar ghetou. E o zonă care are magazin, are biserică și așa mai departe. E un ghetou în mijlocul unui cartier cu este oameni mijlocul care... Este mijlocul orașului. Nu e în mijlocul orașului. Mă rog, dacă îl construia la periferie era mai bine sau mai rău? Nu, tocmai v-am dat un exemplu de realitate a zilelor noastre așa cum ar trebui să procedeze. Ar trebui oamenii ăștia integrați în zone separate între oameni normali. Și care ar fi fost reacția unui bloc, locatarilor dintr-un bloc din centru dacă venea o familie cu 7 copii acolo? Dar care nu avem, nu avem astfel de familie oricum? Nu știu. Îi integrează până la urmă, doar nu-i gonesc din bloc. Ce pot să fac? În fiecare bloc există oameni săraci. Deci integrarea ține de locația unde sunt ei, nu ține de alte lucruri cum ar fi școală și așa mai departe. Cât îi pui pe toți într-un cartier și arăți cu degetul și spui aici zona săracilor. Nu, acolo sunt și oameni. Știți cum se numește asta? Se numește excluziune, iertați-mă. Mie mi se pare incluziune. Sunt și oameni acolo care... Dacă îi separi. Acolo sunt trei tipuri de oameni. Și oameni care plătesc o chirie, de exemplu, care au niște venituri de amici. Îmi spune cineva care lucrează, îmi spune pe Facebook, n-am verificat informația, că lucrează la Autoritatea Navală Română, unde sunt salarii, mă rog, măricele, 3.000 și ceva de lei. Lucra acolo, asta era, locuia acolo, astea erau condițiile. Nu mi se pare excluziune, mi se pare o caracter necesar. Mie mi se pare că trebuie să vorbim despre problema asta în profunzime, nu despre cazurile izolate de oameni care își permit o chirie modică și care cel mai probabil au avut o pilă la primărie, să fim serioși. Cunoaștem și noi jurnaliști care stau acolo. Nu trebuie să... Iarăși nu cred că au avut pile. Se întâlnește o comisie care are câteva puncte de bifat. Spuneați mai devreme că sunt din Cluj. În Cluj, când a început anul, primarul a prezentat 22 de investiții pe care le va face în acest an. 6 dintre ele le-a și făcut deja. Wow. Investiții în infrastructură, în autobuze, în oraș. Dar avem le știți... ale cele ale primarului Făgădău, că aș vrea și eu să le aud. Știu că am făcut o emisiune aici cu domnul Mihai Petre. Haideți să le luăm pe rând. Da. Nu primele, cu Mihai Petre. Primele 15, din primele 15, cred că s-a îndeplinit numai unul. Dar oare e vina primarului? Oare e vina primarului că nu este reabilitat cazinoul? Nu. Aici trebuie să arătăm să fie greșeala lui că a trecut cazinoul. E o discuție particulară. Nu e vina primarului, nu? În privința cazinoului e o discuție particulară, dar... Primarul Constanței, în campania electorală, ne-a promis că va face la zona podului de Abudelii un pasaj subteran prin care să fluidizeze acel trafic. L-a făcut? Nu l-a făcut. Păi nu l-a făcut, dar ne-a promis că strada Ștefan cel Mare va fi o junglă urbană. Suntem în 2018, nu? Ce v-am arătat eu sunt promisiunile lui Emil Boc pentru anul în curs? Nu pentru un mandat întreg. Pentru tot mandatul. Am înțeles, da. La fiecare început de an...
prezintă oamenilor ce va face în acel an. Păi și la noi prezintă ce va face în acel an. Păi nu știu, că eu nu am mai văzut pe Decebal Făgădău să prezinte ceva, că nu mai are ce. Trebuie scrisoare acasă, o scrisoare. Ah, scrisoare, n-am primit-o, da. A, am primit-o, că mi-am plătit taxele. Dar am văzut niște clișee, așa, niște... Păi, reabilitarea cazinoului, da. Hadi. Da. E timp până în 2020. În promisiunea aceea de campanie nu scria că facem sensul acelei legislaturi, care arată bine, arată bine pe planșă, nu? Da, pe planșă arată minunat. A spus că îl va face în acest mandat, până în 2020. Mai avem 2 ani de zile, să așteptăm. Au trecut 2 ani în care nu s-a făcut nimic pentru depunerea unui proiect de finanțare. Primăria nu are disponibilul necesar să facă din banii proprii. Suntem îndatorați. Gândiți-vă că avem problema Fincogero, plătim milioane de euro pe an. A avut Fincogero avocați buni în Constanța, a câștigat, asta este. Da, e o altă discuție. Acolo, da, practic s-a încredințat o lucrare care nu știu cât de folositoare este orașului ca utilitate, dar, mă rog, da, pentru imagine e foarte, nu este foarte ok. Nu este problema de ceva al Făgădău. Poate să vă face în acești 2 ani de zile, nu știu, cu fonduri proprii, cu... avem un oraș bogat, cu un buget bogat. Nu avem proiecte europene. Avem proiecte, uitați-vă pe site-ul primăriei, avem proiecte care se referă la biciclete, la plimbatul cu bicicletele. Astea sunt preocupările în primăria Constanței. Sportul este sănătos. Este sănătos, dar nu ar fi la fel de sănătos să avem un trafic fluid în oraș? A, și în Cluj nu ar fi la fel de sănătos să avem spații verzi în oraș? Da. Nu avem... la spații verzi, discutăm despre spații verzi. Cristian Hagi, se imediat din primărie imediat puzuri pentru construirea unor imobile pe astăzi, spațiile verzi. Astăzi s-a emis un puz despre de acest tip, dar să terminăm cu traficul și cu Clujul și ne întoarcem. Cum se circulă în Cluj? Se circulă greu, pentru că ei au o scuză la ei, străduțele sunt foarte înguste. Așa a fost construit orașul. Dar printre proiectele lui Emil Boc veți vedea pasaje supraterane gândite și mai mult decât atât, uite, proiectul numărul 3, realizarea studiului de prefezabilitate pentru introducerea transportului în comun cu metroul. Asta este un vis de lui Emil Boc. Măcar își permite să viseze, păi da, la visează. Noi ce metro, uite, punem pariu. Căruțele. În 20 de ani de zile Clujul nu va avea metro. De fapt, asta spune Emil Boc. Emil Boc spune că acest proiect este gândit pentru undeva, următorii 20-30 de ani. Dacă îl va avea în 20-30 de ani, este pentru că cineva s-a gândit la el. Noi nu suntem nici măcar la stadiu de idee. Păi, dacă avem timp să ne gândim la proiecte care vor avea loc peste 20-30 de ani... Tocmai, avem luxul de a ne gândi. Clujul are luxul de a se gândi. Gigi Chiru se gândea la asta, la tunel, lăsați, pe sublevardul Tomis. Domnul Hagi, de mors numai de bine. Primarul... Gigi Chiru, acum, a fost o ironie, da. Domnul Gigi Chiru este bine. Primarul a promis înainte de orice transparență în administrația locală. Corect. Avem transparență? Sunteți jurnalist și comunicați, nu încercați să fiți absurd. Nu, chiar dacă sunt avocatul diavolului, nu. Departamentul de comunicare din primărie este praf, ca să folosesc deci un cuvânt academic. Prima minciună. Adică mie nu mai răspunde nimeni la e-mail-uri. Prima și cea mai gravă minciună a lui Decebal Făgădău. Administrația e recunoscută, este e recunoscută minciuna, a spus. Toate departamentele din primărie, toate instituțiile... E pe jumătate iertată sau cum? Nu, este pe jumătate rezolvată, că ar fi o problemă. Bine, dacă angajezi ingineri la comunicare... Doar ce ați spus că nu vă mai răspunde nimeni. Nu mai răspunde nimeni. Sau asta e rezolvare? Probabil că e un fel de rezolvare și asta. Da. Vă aduceți aminte că au fost niște conferințe de presă în care a adus niște studenți peisagiști și a spus că va reamenaja toate intersecțiile și sensurile giratorii? Da. S-a întâmplat? Au fost reamenajate, nu știu de către cine. Nume? A fost reamenajat. Doamne ferește, în ce oraș? Există sensurile giratorii, au floricele, singur, au... La Casa de Cultură. Păi și ea de pe Liberării cu Soveja, da, de exemplu. Două din 100. Nu am verificat pe toate, dar sunt. Vor fi toate, poate, până la finalul mandatului. Poate până la... Vă faceți aminte discuțiile cu ONG-urile? Da. Au mai fost? Poate că este vina ONG-urilor, că nu s-au implicat. E vina ONG-urilor. Vă faceți aminte când spunea că va închide Bulevardul Tomis și va face zonă pietonală din când în când? S-au terminat alegerile? S-a terminat mandatul, de 4 ani de zile? Nu, poate că nu va fi făcut. Eu, da, alegerile s-au terminat. Alegerile asta s-au e problema. Eu mi-am luat alegerile. Nu, mi-am aminte foarte bine. A spus din toamnă, n-a spus în următorii 4 ani. Nu s-a întâmplat. Așa nu? A spus? Da. Toamnă închidem toamnă și facem, da. Da, ok, o trecem la nerealizări, da? Intersecții păzite în tot orașul, ca așa a zis. Eram amândoi acolo. Poliția locală trebuie să recunoaștem și face bine treaba. Da, asta e chiar foarte bine de la 1 ianuarie. Da. Verifică oamenii dacă au bilete în autobuze. Foarte bine, păi da. Da, dar intersecția peste nu există. Bun, trecem mai departe.
A avut niște întâlniri cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, dacă vă aduceți aminte. S-au dus și alea după alegeri. Acum, da, legat de paza intersecțiilor, eu nici nu cred că clădirile... este o idee foarte bună. Mie mi-ar plăcea, adică, să mă simt mai sigur. Eu nu m-aș simți confortabil să văd tot timpul uniforma statului acolo. Statul trebuie să fie o prezență discretă. E o chestiune de opinie. Mie mi-ar plăcea să o văd. Ca să nu mai văd cerșetori, ca să nu mai văd vânzători de ștergătoare. Sunt alte măsuri. Eu știu că poliția locală verifică. Eu spun doar că a spus că o face. Poliția locală, poliția locală verifică lucrurile astea. Uniforme ca să elimine cerșetoria. Dincolo de idee dacă e bună sau nu, el a promis că o face. Acești oameni trebuie identificați, trebuie incluși în anumite programe. Vă aduceți aminte piețele locală, alea poliția locală e acolo, îi amendează electoral pe cerșetori, prin comunicat de presă în fiecare zi. A găsit un cerșetor, la un moment dat, am confiscat banii. Ce să faci mai mult? De piețele minune pe care le-a prezentat, vă aduceți aminte? Da, suntem în 2020, că e un proiect de 4 ani de zile. Păi n-am nici la început. Cum? E un proiect pe care îl faci într-o lună? Păi da, reușește să facă podul de la Butin. Da, e un proiect pe care îl faci într-o lună. Uite, da, eu am încredere am în primarul Constanța. Am înțeles. Îl faci într-un an, într-un an și tot îl faci. Vă aduceți aminte că a spus că va elimina panourile de prin oraș cu reclamă? Pentru că nu, a zis că va reduce numărul lor, nu că le va elimina. Le-a redus? Din câte știu eu, da. Eu nu cred. Eu cred că le-a redus. Eu cred că a redus vreo două. E tot redus se cheamă. Am înțeles. Trebuie pe cei care se ocupă, dar cred că l-au redus așa. Sau poate ne aducem aminte de celebra junglă pe care a zis că o face pe Ștefan cel Mare. Păi și nu e junglă pe Ștefan cel Mare, păi într-un alt fel al cuvântului, dar o junglă e. Deci a făcut toate proiectele acestea se pot finaliza până în 2020. Nu se pot și ne-a demonstrat deja că nu se pot, pentru că dacă se puteau, se făceau deja. Eu spun așa. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Imediat. Primăria, de ce v-a făcut, a avut un aparat administrativ pe care nu l-a controlat, a făcut schimbări în organigramă până acum, recent, și le mai face și acum. E, începând din acest an, lucrurile vor merge așa, ca o rachetă, pentru că are un aparat administrativ pe care controlează. Știm ce era acolo, da? Știm ce făceau oamenii din primărie, de la corp control, ci... de la din Mamaia spuneau public, domnule, vin numai beți să ne controleze. Dar știi cine era viceprimar pe acea vreme și controla primăria, nu? Gabi Stan. Nu. Gabi Stan, Gabi Stan avea treabă, era pe lângă Radu Mazăre, ținea paharul. Era ocupat cu altceva. Aș vrea să mă mai spun și apoi vorbim despre spațiile verzi. Da. Ați spus că acel casino este un caz separat și nu e problema primarului. Eu, dacă eram primar în Constanța, cel puțin o dată pe lună scoteam constățenii stradă lângă casino ca să atragă atenția autorităților de la București că acea clădire e importantă pentru noi. Făceam presiuni în instanță, exact, da? Exact. În instanță să ne bată de naul la ușă. De să ne... da. Păi nu, nu sunt de acord, nu. Acolo e o problemă de instanță. Nu. Banii sunt dați, s-a acolo contestat licitația. Acolo e o problemă licitația. Că legislația de la București ar trebui să se schimbe, am să devină mai permisivă. Și ce faci? Faci presiune asupra, faci presiune asupra autorităților statului să urgenteze problema. Da. Un telefon pe scurt, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, în legătură cu tema dumneavoastră. Vă ascultăm, domnul, acest primar a promis în campania electorală cu surle și trâmbițe că în centrul orașului va rezolva o mare parte de parcări. În sensul că a descoperit el în lumea lui că sub parcul de la sala sporturilor va face o parcare subterană. Corect. De 350 de locuri. Parcare subterană. Păi o va face. Unde până este? 2020. Unde este? Păi nu este, da. Că nu, după, vă spun eu că eu l-am urmărit în declarație. Da, da, da. După alegerea a zis că nu este oportună pentru moment. Deci, aburând să suntem sătui. Da. El nu e în stare să facă. Eu locuiesc în zona centrală. L-am invitat de azi. Veni, domnule, ca să dăm soluții, noi cetățenii, despre distrugerea parcurilor, despre totul. Nu are, da, n-are nicio legătură cu noi. Este în altă lume. Se ocupă, mulțumesc frumos pentru... A distrus porțiunea de parcare de la liceul Mircea. Și eu am zis așa, domnule, de ce o distrugi? Creează-mi și după aia vii și mă sancționezi. Dar dumneata începi cu sfârșitul. Restricționezi fără să oferi cetățeanului nimic. Am înțeles. Bun. Și nu se poate. Bun, mulțumesc frumos pentru telefon. O seară bună. Aveți dreptate. A promis o parcare subterană. Eu am încredere că o va face până în 2020. Vedeți ce doză de optimism am luat astăzi înainte de emisiune. Acum, revenim puțin la ca spațiile. Și la gară, ca să-i dăm dreptate domnului care a sunat, și la gară este o zonă în care s-au plantat niște popici și nu se mai folosește. Acum, treceau, veneau oamenii și așteaptă turiștii, da? Și așteaptă rudele la gară.
opreau mașina, își luau ruda și plecau. Bun, nu, s-a închis. Zona de Alecio Mircea mi se pare foarte irisită acum. Poți să mergi, nu trebuie să mergi în oraș neapărat cu mașina. Poți să folosești transportul în comun, poți să mergi pe celebrul transport să în comun parchezi. În Constanța, care e în teorie, frumos, stai puțin, vom avea autobuze noi, vom avea, în curând. Da. Așa ar trebui să-i spunem domnului primar. Domnul Decebal, vom avea Făgădău. Da, vom reveni la autobuze, pentru că este un lucru care se va întâmpla. Spațiile verzi, da? Este o chestiune pe care o ridică, să nu spun problemă, pe care o ridică multă lume. Se construiește pe spații verzi. Chiar astăzi s-a dat aviz pentru construcția două blocuri de 8 etaje undeva în zona parcului Tăbăcărie, deși Decebal Făgădău a promis că nu se va mai construi pe spațiu verde, deși domnul Felix Troie, șeful de partid al domnului Decebal Făgădău, a spus că nu numai când ne vom atinge de un fir de iarbă, mai avem nevoie de milioane de metri pătrați de iarbă septembrie 2015. Da, băi, încep construcțiile iarna, probabil că nu e iarba încolțită. Bun, și e o problemă aceasta? Este o mare problemă în Constanța. Este o mare problemă pentru că nu avem spații verzi. Tot ce a fost verde în Constanța s-a retrocedat. Știm cu toții cum s-a întâmplat din mandatul madagascareanului Radu Mazăre, în care s-au dat pur și simplu toate terenurile din oraș. Ce am văzut cu toții în celebrul dosar al retrocedării este doar o mică parte din ce s-a retrocedat în oraș. Noi am mai discutat aici subiectul acesta. Da, au fost pețe care au fost dijunse și apoi ajunse la sertar. Am înțeles. Și este nu vina, s-a întâmplat este nimic cu acei oameni. Făgădău, nu este nu, vina lui Decebal Făgădău. Și tocmai încercam să explic fenomenul, că este un fenomen mai amplu care vine cumva din trecut. Este practic o moștenire a lui Decebal Făgădău, am moștenit pur și simplu proprietăți așezate pe spațiile verzi, pe spațiile care în mod propriu trebuiau să aparțină orașului. Ce să faci aici? Retrocedate de administrația Radu Mazăre. Dar, mai departe, e o problemă la indicatorii urbanistici. Cred totuși că primăria ar trebui să umble puțin acolo, poate să-i mai coboare puțin. Ce înseamnă poate asta? De exemplu, la procentul de ocupare a terenului. Nu ar trebui să avem, de exemplu, cum e acel proiect pe Nicolae Iorga, între două blocuri de 4 etaje se construiește un bloc de 10 etaje, pe un procent de ocupare a terenului de 92%. Da, este, s-a scris în presă, este un pus, nu știu dacă se va face. Este un pus al societății Progress Consulting, societatea care deține cimitirul din Constanța, cer scuze, într-un parteneriat cu primăria. Să vedem dacă se va face, că din câte știu face eu nu va începe construcția. Nu este autorizația de construire, ci nu, informare. Doar este un puls. Deci se poate face. Mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă place cum arată Constanța? Bună seara! Până la arăta cum, dar vă spune cum, dacă îmi place sau nu-mi place, o întrebare pentru domnul Ghiariș Hapurnea. Da. Nu-mi pare rău că a făcut campanie pentru domnul Făgădău? Eu n-am făcut campanie pentru domnul Făgădău niciodată. Ba da, ați făcut. Ați făcut împotriva amiralului, domnule, e clar. Hai să fim serioși. Domnule Neagoie, că a făcut campanie una e să faci împotriva amiralului, alta e să faci pentru Făgădău, nu e același lucru. Păi, nu, hai să fim serioși, că toți au fost niște iepurași și toți ziariștii din Constanța, în afară de domnul Hagi, care a fost corect. Vai, vă mulțumesc, ce să spuneți? Domnule Neagoie, și eu am fost corect. Domnul Cărlescu, să știi, am fost incorrect. Nu vă fac niciun compliment. Nu, știți că eu nu prea fac nici complimente. Bun. Dar, mă rog, asta nu, e... Să știți că eu mă simt dator să-mi apăr colegii mei, nu numai pe cei din platou, pe toți colegii mei, fiecare își face meseria și și-o face așa cum cred de mulți și-o fac foarte bine. Incorrect, nu trebuie apărați decât oamenii serioși, așa mi se spune mie la poliție, așa mi-a spus domnul Dancu ăsta, marele inspector șef, că să mă apăr salariații. Nu, eu salariații care au fost incorrecti, i-am executat, le-am desfăcut chiar contractele de muncă. Eu nu sunt așa, mi-apăr colegii, să știți. Poftiți? Eu mi-apăr colegii și cred că foarte mulți dintre ei sunt oameni de bune credințe și buni profesioniști. Dar vă ascult, da? Cum e Constanța? Da, îmi puteți spune că e vreun ziarist în Constanța care n-are contract de... Bun, haideți, vă rog să-mi spuneți, să lăsăm ziariștii, că nu e tema emisiunii. Cu cine nu avem contract, domnul Negoi? Cu cine avem, de fapt? Nu. Păi nu, dar aș vrea să dau numele de societăți. Nu există ziarist în Constanța să n-aibă contract cu Raja, cu Polaris, cu Radet. Tocmai sunteți de parte de adevăr. Publicitate, reclamă, vrăjel de asta. De acolo iau ziariști. Dacă mă credeți pe mine, vă spun eu și vă asigur că nu este așa, da? Vă asigur, vă arăt dovezi, ce vreți dumneavoastră. Dar spuneți-mi cum vi se pare Constanța după 2 ani de zile de Decebal Făgădău. Vreau să fac o propunere presei.
da? Da. Constanța nu are bani, are foarte mulți bani, are milioane, zeci de milioane, sute de milioane de euro de care presa nu se ocupă. De ce nu se ocupă de recuperarea prejudiciului de la Radet, care era 1.300.000 de euro în 2013? Bine. De ce nu se ocupă de recuperarea prejudiciului produs de domnul Făgădău în contractul cu Polaris? Am înțeles. Domnule Nabe, vă mulțumesc frumos pentru telefon. Vă spun așa că presa ridică unele probleme, nu se ocupă de recuperarea prejudiciilor, avem instituții ale statului care se ocupă de acest lucru, nu presa face asta, da? Culmea ironiei, ne-a sunat poate cel mai slab primar pe care l-a avut Constanța vreodată. Dar e adevărat, un primar corect, din câte am înțeles. Corect, dar slab. Probabil, mijloacele financiare, posibilitățile din vremea domniei sale erau limitate. Alte vreme. Omul era medic, nu trebuia el să se bage în administrație. Da, totuși de la început respectăm un punct de vedere. Da, îi respect, dar e un punct de vedere greșit. Adică mă acuză că i-am făcut campanie lui Făgădău când nu e așa. Adică dacă ai spus că Virgil Chițac nu era potrivit pentru funcția de primar, înseamnă că l-ai sprijinit pe Făgădău? Nu, are nicio legătură. I-am criticat pe amândoi. Bun, încă un telefon. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Întrebarea noastră, doamne, este dacă vă place cum arată orașul Constanța după 2 ani de zile de mandat ai lui Decebă Făgădău. Tocmai de asta am și sunat. Vă ascult. L-am votat pe domnul Făgădău în ideea că dacă el a fost în primărie și a văzut măgăriile făcute de domnul Mazăre și faptul că are atâtea dosare și poate totuși îi se va înfunda, practic a dovedit că nu s-a întâmplat asta, va fi puțin mai corect. Lucrul ăsta nu cred că s-a întâmplat. În primul rând, eu circul destul de mult prin Constanța, și pe jos și cu RATC-ul. Sunt bănci în intersecții. Mi se pare un lucru îngrozitor. Unde sunt noxele mai mari, acolo sunt aduși oamenii inconștienți să stea. La ce? La, între ghilimele, iarbă verde? Sunt bătrâni, acum, sunt copii. Mă scuzați că vă întreb. Credeți că noxele sunt mai mici la 50 de metri față de intersecție? Nu respirăm cam același aer aici în Constanța? Da, dar în intersecții noxele sunt mai puternice. Știți dumneavoastră sigur? Nu știu, întrebați. Da. Întrebați. Păi, deci mașinile când pleacă din intersecție eliberează mai mult dioxid de carbon. Asta e problema orașului. Mutăm băncile și s-a rezolvat. Ori Constanța este un oraș frumos. Sunt multe probleme. Iarba verde netăiată, iar asociațiilor le este impus să facă acest manevră, lucru, da. Țigări vândute la orice colț de stradă. Poliția locală trebuie să se ocupe. Poliția locală. Și națională, da, are dreptate. Persoanele acelea care sunt în intersecții, da. Foarte mulți dintre ei mai rău fac prin aspectul pe care îl au decât bine. Dacă vine un turist în Constanța și vede acele persoane care zici că sunt aduse ori de la Henry Coandă, ori din cel mai sărac sat din împrejurimile Constanței, nu știu ce va vedea prea frumos. Am înțeles. Mulțumesc, da? pentru telefon, doamne. Trebuie să luăm și o pauză de publicitate. Am reținut punctul noastră de vedere. Întreb așa, înainte de publicitate. Nu cumva și noi ar trebui să punem mâna să facem orașul ăsta mai frumos? Vorbea doamna despre asociațiile de proprietari care nu tund iarba. Deci, să tundem noi iarba, da? Păi, desigur, putem să facem lucrul acesta, da? Mai ales că avem o administrație care e puțin cam depășită de situație. Și eu propun, sunt de acord, cred că și colegul Dorian Capurnea, să ne mobilizăm, să ieșim să tundem iarba. Am văzut că... Eu aș ieși să tund iarba. Sigur, asta ar fi cea mai ușor de rezolvat problemă. Constanța și-a plătit taxele în proporție de 70%. Ce vrei, mai mare semn că oamenii sunt dispuși să ajute. Își plătesc taxele din banii lor. Să mai și dăm o mână de ajutor. Să ieșim în stradă, să participăm la campania de Constanța noastră. Haideți să nu mai alegem un primar, să ne descurcăm noi. Să facem și asta și asta, să ne plătim taxele și impozitele, să punem și noi mâna puțin la înfrumusețarea orașului. Cum spunea prietenul nostru, Adrian Gorpin, a pus mâna pe lopată și și-a făcut curățenie în parcare. Da, n-a venit nimeni să-l ajute.
Nimeni. Sigur. Două zile a dat singur la lopat. E o atitudine specifică locului. Dar cred că atunci când alegi să fii primar, știi lucrurile astea. Cred că ar fi chiar josnic să ajungi să dai vina așa, pe oameni. Eu spun așa, nu dăm vina pe nimeni. Da. E bine să luăm și noi exemplul acesta. Cu siguranță că noi avem un rol important, da, în dezvoltarea comunității în care trăim. Așa cum are publicitatea în economia unei emisiuni, luăm publicitate și revenim. Vorbim despre Constanța, avem un telespectator la telefon. Bună seara! Alo? Da. Bun, ne scuzați că ați așteptat atât de mult. Vă ascultăm. Nu-i cum nimic, vă place Constanța, doamnă? Și așa vă prind destul de greu, plăcerea e de partea mea. Am o rugăminte mare, poate aud și cei de lângă dumneavoastră. În piața Griviții e tragedie, tragedie. În piața Unirii la fel e urât. La gară numai colocatari care vrei țigări și în piața Griviții aceeași chestie. Clădiri de răpânate. Eu am crescut în zona aceea. Era o frumusețe seara pe bulevard să te plimbi. Urât, urât, faceți ceva. Erau flori, era verdeață, se spăla strada noaptea. Se udau florile ziua, acum este pârloagă, este un oraș părăsit, urât, mă doare sufletul mă doare că am trăit într-o epocă unde era foarte frumos și acum este extraordinar de urât. Faceți ceva, puneți-i la muncă pe cei cu ajutoarele astea sociale, care eu am 35 de ani de muncă și am o pensie de merușine să vă spun. Și ei stau acasă și râd de noi, am 600, n-am muncit nicio zi. La muncă, frate, la muncă, nu așa. Urât, Constanța ne doare, Mamaia e îngrozitoare, mai ales acum am văzut că s-au mai găsit și lucruri vechi și vine 1 mai. Lumea vine, se îmbolnăvește și ce spune? Dă-o dracu de mare, plec. Am păi înțeles. Nu există așa. Da. Mulțumesc mult pentru telefon, frumos, pentru, seară bună, pentru acest tablou al Constanței. După comentariul ăsta trebuie să ne ridicăm să plecăm. Da. Pentru că nu mai e nimic de zis. E concludent. Și noi, dar și primarul. Punem niște flori, înfrumusețăm orașul, clădirile vechi nu sunt problema primăriei și face primăria tot ce poate. Cristian, pentru a rezolva această problemă. Impozit majorat. Ce discuții avem să ieșim noi în stradă, să punem flori? Uitați-vă la orașul ăsta, într-adevăr. E în neregulă. Bun. E un oraș în neregulă. Pe spații verzi, nu e bine că se construiește. E adevărat, sunt proiecte private, nu are primăria niciun merit. Primăria nu e în stare să asfalteze străzi de pământ în municipiul Constanța, reședința unui județ important din această țară. Am să-ți dau o veste. Stradele spre care scriu eu de un an și jumătate, scriu despre două străzi, s-a asfaltat astăzi. Oh. Una nu se va asfalta nici până la anul, dar ce să facem? Astea sunt fondurile. E o filozofie greșită din start modul în care este conceput acest mecanism de asfaltare al străzilor. Avem o regie, o fostă regie autonomă cu nepotismul de rigoare care funcționează în toate regiile și toate societățile deținute public. Ai dovezi când spui nepotism? Absolut, și am publicat o acuzație gravă. Absolut, și am și publicat un text chiar zilele trecute în ordinea.ro, invit telespectatorii să-l caute, să-l acceseze, legat de modul în care se fac angajările la confort urban. Se dau pur și simplu, confort urban are un site, că vorbeam mai devreme de transparență, nu publică un anunț de angajare, măcar pe site-ul propriu. Îl strecoară pur și simplu la o rubrică de mică publicitate într-un cotidian din local. Dacă intrăm în subiectul ăsta, stăm până dimineață. Eu, primarul Dăcea Balfăgădău, l-a lăudat pe fostul director. Care a fost condamnat penal și a semnat un acord de recunoaștere vinovăției cu DNA-ul. Făcea treaba. A luat șpagă, unde, o mașină, da? Achiziții publice pentru șpagă. Da, șpagă două, una. O mașină, da, nu, am zis una. O mașină, nu. Dar stați puțin că vorbim despre un primar care și-a numit un prieten și un asociat viceprimar și care a un primar ce care a primit un BMW cadou după ce l-a numit pe acest domn în funcție. Aveți dovezi să spuneți asta? Bineînțeles, da? Am scris pe constanța.ro, se poate găsi tot. Despre ce vorbim? Nu știu dacă e primit, poate e dat în folosință, nu primit. De un an de zile. Păi da. Dat în folosință, da, un an de zile. Păi da, dacă vine ceva noastră și zice luați BMW-ul ăsta, o fi bine? Între timp au devenit și asociați într-o terasă în Portul Tomis, nu? Da. Păi, iată, dezvoltăm industria orașului. Foarte bine, da, nu? Primarul cu viceprimarul. Un viceprimar despre care am scris și am dovedit cu acte că și-a vândut firmele ca să nu plătească datoriile către bugetul local. Care dintre ei?
Babu Dumitru. Aveți dovezi? Da, bineînțeles că am publicat și dovezile. Ei, nu vorbim despre domnul Răsăuțeanu, că dânsul e degeaba pe acolo. Nu, da, nici măcar și domnul Răsăuțeanu are un trecut legat de niște asociații, da, galuri, grupuri de dezvoltare locală. Mi se pare îmbărtat prezent. Pentru că uitați-vă la primăria Constanța, asta face proiecte cu biciclete, avem... în care ies niște bănuți mărunți și vizite la Trieste, la Londra, la Viena. E bine să ne inspirăm, domnule, ce se întâmplă. Dar de ce nu faceți, dragilor, la primărie un nenoroc de pasaj în orașul ăsta să putem să circulăm? Ce face domnul Răsăuțeanu în prezent? Că s-a dus discuția la prezent. Că eu nu dau seama ce face. A întocmit regulamentul pentru legea 350. A fost plecat 34 de zile în 2 ani de mandat. Nu știu, a fost mai multe. Să citim, să... A fost plecat într-o delegație oficială de peste o lună în China, în Coreea de Nord și în Japonia. E normal să vedem ce se întâmplă în lumea asta. Și am înțeles că și acum primăria, tot aproape întregul efectiv, cu tot consilierul local, pleacă în Turcia. Nu știu, într-o vizită de lucru într-o delegație. Așa mai făcut un lucru. Scuze-mă, avem un telefon. Hai să luăm un telefon, că așteaptă... Să nu fie domnul Negru nostru. Bună seara, ne scuzați că ați așteptat mult. Vă ascultăm. Alo? Alo, bună Sunteți seara! Direct, doamnă! Bună seara! Îmi pare bine că v-am prins. Să-mi spun și eu ofu. Pe scurt, ofu. Eu locuiesc aici lângă monument vis-a-vis de infecțioase pe partea cealaltă cu Traian, da? La gar. Aici există un locșor pentru copii. Erau amenajate, erau legănate, erau... Scoteai copilul acolo, la... Acum s-au luat și se proiectează un bloc. Pentru... Pentru. Copilașii ăștia unde mai ieși și ei? Verdeața unde mai dispare? Da, am înțeles. Orașul ăsta, de exemplu, nu-mi place. Este infect total. Cel puțin parcul de la primărie. Parcul de la primărie mănâncă foarte mulți bani și amărât deja de pensionar cu 500 de lei pensie și astea. O lună se dau bonuri, o lună nu se dau bonuri. Care e problema lor? Ei să facă vacanțe la Brazilia, la Costa Rica, la dracu să... Îi scarpine și amărâțe așa de pensionat, nici nu vede pe unde merge. Cu 500 de lei pensie, domne. Mulțumesc mult pentru telefon. E posibil așa ceva? Nu e posibil. Mulțumesc mult pentru telefon. Pensia, din păcate, nu o de primăria. Eu sunt avocatul diavolului, dar sunt lucruri foarte interesante. Da, aici avem un problem. Costa Rica. Păi rețineți Costa Rica. Avem Trieste, avem Londra. Rețineți și Costa Rica. Bun, te întrerupsesem. Nu? Nu. Deci toate bune în oraș, da? Nu că toate bune, toate rele. Spuneam că din punctul meu de vedere, domnul Răsăuțeanu nu face nimic. Avem, în afară de faptul că avem un primar incompetent, avem și doi viceprimari care nu există, pur și simplu. Dar am omis cel mai important lucru. Eu aș vrea lucru. Să citesc, o secundă, rapoartele de activitate ale lor, nu le-am văzut pe site, nu știu la domnul Răsăuțeanu, la domnul Babu nu e. După ce citim, ne lămurim cu ce a făcut. Și dacă nu-l depun niciodată, nu ne mai lămurim niciodată sau cum? Sunt sigur că o să-l depună, da? Oare, de bună că noi am mai avut experiență cu viceprimari care n-au depus niciodată. Dar noi am omis un lucru foarte important. Constanța are în acest moment un primar urmărit penal. De oare nu de aici pleacă tot? Este nevinovat. O urmărire penală nevinovat, poate începe cu oricui. Urmărit penal, nu? Nici măcar Radu Mazăre n-a reușit performanța să fie urmărit penal după un an de mandat. Am înțeles. Știm foarte bine cum se fac unele dosare. Aia e de vină justiția. Nu știu cine e de vină, dacă e de vină. Vom vedea dacă e vinovat sau nu. Dacă e vinovat, să plătească. Un telefon. Bună seara! Alo? Alo, bună seara, vă ascultăm. Da, bună seara, bună seara. Sorin Bonea este numele meu. Bună seara. Cum vă place Constanța, domnule Bonea? Eu stau în Piața Ovidiu. Sunteți norocos. Și din... Vă ascultăm, da? Și dați mergea la televizor și vă ascultăm. Da. Și din ceea ce văd... vă pot spune că primarul nu are, domnule, forță. Pentru că orașul are forța unui primar. Deci un om dacă are, să spunem așa, o putere interioară, poate să miște ceva în orașul acesta. Am înțeles. Domnul Mazăre avea o putere interioară și o forță. Credeți că a mișcat ceva? Da, domnule, a fost coleg cu dânsul. Da? A mișcat ceva în orașul acesta? Da, pot să spun două lucruri. Da. Domnul Mazăre era cunoscut în țară. Eu v-am întrebat altceva. Unde am fost? A mișcat și ceva în orașul acesta sau nu?
Bun, trebuie să dăm ceva la televizor. Ultima întrebare. A mișcat ceva domnul Mazăr în orașul acesta sau nu? Da, domnule, a mișcat. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru intervenția. Am mișcat niște intervenția telefonică. Ne-au auzit foarte, foarte rău cu eco și am întrerupt convorbirea. Am mișcat niște 100 de milioane de euro în afara țării, da. Dovezi? Da, avem, sunt. Păi sunt procese pe rol, e condamnat. Sunt procese pe rol, da. E condamnat definitiv și revocabil. În ce? În dosarul retrocedărilor. A, nu e definitiv, e pe fond. Așteptăm o decizie revocabilă și atunci vom putea spune dacă domnul Radu Mazăr, ultimul telefon din seara aceasta, nu mai luăm când apropiem de final. Bună seara! Ne auziți? Alo? Bună seara, foarte pe scurt vă rog, dacă vă place Constanța sau nu pot răspunde. Nu-mi place deloc, cred că este cel mai urât oraș capitală de județ din țară. Am, nu știu, cum treci munții, parcă intri în altă țară, când ești în partea de sud, ești, nu știu, Turcia, ceva de genul ăsta. Poate și acolo e mai frumos. Turcia e frumos. Domnul primar ar avea multe de făcut în oraș, printre care să amenajeze malul de la spitalul militar în sus și în jos, pentru că este acolo junglă. Oamenii se duc la plajă, coboară pe niște cărări, vai de mama lor. Bine că a făcut plaja aia mare de nu știu câți metri, dar ca să ajungi acolo este imposibil. Deci ar avea ce să fac. Nu, asta e doar un aspect. Sunt multe altele de făcut. Atât vreau să spun. Bun, mulțumesc mult pentru telefon, doamnă. Un minut până la final, 30 de secunde de concluzie. Probleme punctuale, nu știu. Cum ți se pare... Vocea oamenilor. Un oraș, vocea oamenilor, justificată. Oamenii sunt nemulțumiți și ar dori să trăiască într-un alt oraș. Adică, de ce să existe diferența asta între un om care trăiește la Constanța, că așa s-a întâmplat să trăiască la Constanța, și altul care trăiește la Brașov? Diver să plecăm, de ce cel de la Brașov, de la Cluj, de la Iași, de la Craiova are alte condiții de viață? Nu știu, cei noi, Brașov spun că le place mare. Noi avem ce avem. Avem Banca Mondială a spus penale. Că mulți oameni vor să vină să trăiască în Constanța. Așa zice Banca Mondială. Îi așteptăm. Concluzia? Aș vrea să vă citesc dintr-un jurnalist constanțean, dacă îmi dați voie, care spune așa: dacă aș fi pus câte un pariu că fiecare promisiune a lui Decebal Făgădău nu se va adeveri, aș fi fost bogat. Îi reamintim primarului că a făcut promisiuni și că datorită lor a fost ales în funcție. Oamenii nu au răbdare să aștepte 4 ani de zile să vadă dacă se ține de cuvânt. Decebal Făgădău a mințit, asta e clar. Se pune întrebarea de ce nu a făcut ce a promis. Pentru că nu vrea sau pentru că nu poate? Nu cred că nu vrea ar fi împotriva oricărei logici. Răspunsul, din păcate, este simplu și dureros: nu poate. Știți cine a scris asta? Da, știu. Da, dumneavoastră. Știu. Am spus că sunt avocatul diavolului. Acum, la final de emisiune, dacă mă întrebați pe mine, cred că Decebal Făgădău nu prea mai are timp, așa cum spunea Marin Predan Boromeții. Cred că dacă Decebal Făgădău vrea să facă ceva, ar trebui să înceapă acum. Și cred că n-ar trebui să dea vina pe ceilalți, ar trebui să iasă și să-și asume problemele orașului, să spună că avem un oraș de nota 6 sau de 5 și că va rezolva problemele până în 2020 și nu ar trebui să se ascundă. Faptul că cineva îi spune din apropiați că avem un oraș frumos, că este bun și mare și frumos el, asta nu înseamnă că orașul nu are problemele pe care le are. Îl așteptăm într-o emisiune pe domnul Decebal Făgădău în care să vorbim despre cum arată Constanța reală, nu Constanța așa cum o vede dumnealui și apropiații dumnealui. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Plăcere. Și dumneavoastră că v-ați uitat. Trăim în Constanța, un oraș frumos administrat așa cum este administrat. Prost. Seară bună!